Gândesc un săpitus. În câte suntem? Astăzi sunt 3. 3 martie. Chiar mâine sunt... E 4 martie. Mâine e 4 martie. Adică nu se aniversează, se amintește de cutremurul de la 4 martie. Tămei, mâine e ultima zi de stat în București și vă rog să mă iertați dacă în România, am ceva. Și în România. Sunt în România. Încă. Încă. Dar preventiv vă spun că mai e o zi de stat în România și vă rog din tot sufletul la care l-am greșit să mă ierte. Să mai întâmplă, e omenește. Oamenii greșesc. Și vreau când vă sun pe telefon să răspundeți. Cum să nu se răspundă? Ca să mai vă știu ce mai e pe aici, în locurile noastre. Ce ne dorești, ce ne urezi? Multă, multă, multă sănătate vă urez. Dar te rog eu nominal. Nu te grăbi că mesajul ăsta l-am aici. Multă, multă sănătate. În primul rând, lui domnul Cornel. L-ai menționat primul. Că e primul, e asta fratele, înseamnă e că, fratele mai mare. Asta înseamnă că ții la el mult. Așa. Al doilea e domnul Cornel. Bun. Și restul. Dan. Și frații mei după în jur. Și lui Pană, multă sănătate, și lui domnul Petre, și lui Tataie, și la toată lumea de în jurul meu care m-au iubit. Ce-l sfătuiești pe Cornel, că să luăm iarăși tot așa? Domnul Cornel. Sfat. Un sfat mic și public. Te rog frumos, când ai prea multe să mai lași și mie una. Olu! Acum... Nu contează vârsta. Nicolae, nu uita că o să apar pe YouTube. Nu contează vârsta, nu contează frumusețea, să fie bună la suflet. Glumeți până în ultima clipă, Nicolae nostru. Dacă e bună la suflet, merg înainte. Mie ce îmi urez, Nicolae? Ție multă sănătate. Și ce mă sfătuiești? Și te sfătuiesc să fii băiat cu minte, să nu mai bei mult. Și să mă tund. Și tundă-te și bărberește-te, frate, că e părul mare, barba mare. Pentru domnul Pană, ce sfat ai avea, domnul Nicule? Pentru domnul Pană, să mai mult. Aoleu, apar pe YouTube, mă, nebunule, nu pot să... Ștergi de acolo. Ștergi. Pentru domnul Pană, îi urez multă sănătate că mă duce la aeroport. Și poate dacă se îndură... Te și aduce de la aeroport. Mă și aduce. Și vreau să vă dau un secret. Că vreau să fac revelionul anul ăsta împreună cu toți prietenii mei. Aici, afară. Ești optimist. În fața blocului. Ești optimist? Vreau să facem un revelion de vise. Sau cu toți în fața blocului, dar în Sevilla. Oh, cum mai bine, Marmur. E o variantă și asta. Eu propun și lui domnul Cornel și ție, domnule Dan, dacă aveți bună plăcere, eu vă cumpăr biletele, să veniți, să stăm măcar o săptămână. Lasă, Nicolae, să mai trăim până atunci. Ce sfat ai avea pentru Tataie și ce urare? Lui Tataie, multă sănătate, că de ce e bolnav. Și să pună gresie mai puțină, câte jumătate de oră. Să pună mai puțină gresie, să pună mai multă faianță. Mai multă faianță, da. Și câte jumătate de oră măcar, că da, da. El și așa a început să muncească 3 ore, după cum văd. E cam mult? E cam mult. Măcar câte jumătate de oră și să mai ia pauză 7-8 ore. Care ar fi mesajul tău pentru familie, Nicolae? Familia de aici, din România. Să fie sănătoși, să mă uite cât mai repede. Aoleu, nu vorbești serios. Ba da. Nu cred că ai vrea să te uite familia. Ba da, aș vrea chiar. Băi. Tu vorbești serios? Paharul ăsta când se umple. Paharul ăsta când se umple. Cam ce ai putea să-mi spui? Că s-a umplut. Și dacă dă pe afară, pa! Ștergi cu cârpa. A, șterg și îi pup pe toți. Mulțumesc frumos pentru aprecieri. E tot ce ai să spui la familie? Atât, nu mai am nimic. Regrete? Da, regrete. Când ori începe să mă iubească și să nu, le pare rău. Nu vis-a-vis de familie, regrete în general. Bă, ai? Regretele mele, vă regret pe voi că vă pierd. Nu ne pierzi, Nicolae, că suntem aici. Nu, nu mai suntem aproape. Eh. Ai. Asta nu avem de unde să știm, Nicolae. Ba da,
Pentru mine e un regret mare. Nu știi. E un regret mare de tot. În 3 săptămâni poți să fii înapoi sau deloc. Nu știi niciodată. Dar nu sunt lângă voi și parcă îmi vine rău. Da, e un regret, într-adevăr, după atâția ani. E greu, dar... Pentru mine... După cum spuneam mai devreme... Pentru mine ați fost ca o familie. Așa am simțit că trebuie să facem, Nicolae. Și spun sincer... Așa e omenește. Tu și cu Cornel, pentru mine ați fost frații mei mai mari. Și nu din cauza bicicletelor cu motor. Nu, asta... Prietenia noastră adevărată care s-a văzut. Așa e omenește, zic. Plus ajutamentul care mi l-ați dat. Cum am putut și noi, na, ca păi... fiecare. La rândul tău și tu ne-ai ajutat, bă, noi și tot așa. Da? Bineînțeles. Eu obrazul niciodată nu mi-l câștig cu bani, mi-l câștig cu omenia. Nu amestecăm bani în discuție, că nu n-are rost. Vorbesc că mi-l câștig cu omenia. Da. Cu obrazul nu e plătit niciodată. Alte regrete? Vreau să vă spun multă sănătate la toți. Te muzi într-o climă mai caldă, Nicule? Bă, acum plec la... Mă dau la tricou, nu mai stau un hanorac. Și ăla e un regret, că e căldură mare, vere. Bine, ție îți place căldura? Eu cu căldura nu mă omor. Da. Eu sunt mai mult cu frigul. Dar în schimbul la toate regretele, marele tău câștig este că mergi lângă copiii tăi mare, de carne și de sânge. Mare bucuria. Originali. Mare. Da? Mare, mare bucurie am pe mine. Așa bănuiește și spune toată lumea. Sunt lângă copiii mei. Și nu altceva. Lângă nepoții mei. Da. Care mie... Să-ți trăiască să fie sănătoși. Că i-am văzut câteva zile și am plecat de lângă ei. Dar acum e pentru totdeauna. Vei fi? E pentru totdeauna. Da. Care zic, copilul meu, sânge din sângele meu. Carnea ta. Corect. Și atunci? Ăsta e marele câștig. Că probabil nu o să-ți fie nici ție prea ușor așa la început. Bă, acum... O să te confrunți cu situații noi. La început. O să trebuiască să vorbești numai în limba lor. Bine, nu mă sperii că... Locurile, clima, vecinii, cunoștințele, prietenii. Cunosc limba, știu să vorbesc, știu să mă duc la gagici, dacă la cluburi. Tu ai fost acolo de... Ai stau foarte mult și... 15 ani! Da. Frate, 15 ani! Nicolae, după cum spuneam și mai devreme, dar nu ne înregistrase încă, pentru tine o etapă se o termină etapă și începe o alta. S-a terminat o etapă și voi începe altă etapă. Să sperăm că o să mai ai o etapă. Din nou românească. Să sperăm? Nu știu. Bă, speranța... Speranța nu moare niciodată. Bravo! Niciodată nu moare speranța. Nicolae, o să te păstrăm în amintire pe video ăsta. Și bineînțeles, o vorbim la telefon, o să vorbim... Da, vorbim oricum. Și vorbim și în vacanțe, sunt sigur. Și să știe toți prietenii mei că eu doar ajung cu să schimb numărul de telefon, dar o să sun prietenii. Ca să aibă numărul... Să aibă numărul de acolo, tău de nou, da. Bineînțeles, nu rup legătura, că n-ai de ce să... N-am cum. Că doar nu ți-ai făcut nici dușman, nici... Jur pe viața mea că eu numărul de telefon de acolo vă voi suna pe toți. Dar nu o să mergi, adică numărul tău pe care l-ai acum în România aici, nu o să meargă acolo, nu? Nu, păi nu mai merge. Am înțeles, da. Deci că eu nu știu, față, dar... Eu când voi ateriza... Bine, numărul meu o să mai meargă până pe 15. Dar merge prin sistemul la roaming. Pe roaming. Eu nu știu să spun, da. Dar bănuiesc doar că așa... Atât o să meargă până pe 15. O perioadă limitată, după care o să trebuie să treci pe abonament spaniol. Trebuie să trec pe abonament spaniol sau să iau cartelă reîncărcabilă. Da, mă, ei au așa? Da. Au. Dacă au români, au și ei. Păi am cartela de Spania, o am aici. Aha. Eu de cât acum aterizez în Sevilla, un și o încarci atât. Și funcționează. După aia încep să suni. Uite. Ca să știm numărul... Da, păi da, corect. Cartela, o am și acum. Corect, corect. Să trăiți, băieți! Sănătate, Nicolae! Sănătate! Să dea Dumnezeu sănătate acolo, ție, familie și la toată lumea. Acolo o să schimb berea, frații mei. Nu o să mai bei la un litru, o să bei la doi. Sănătate, Nicolae, să încheiem în notă optimistă. Îi pup toate cele pe bune. Toți prietenii mei, pe frații mei. Să-i pup și pe ai tăi de acolo și din partea noastră. Și pe băieții că mei. Că parția lui cunoaștem și noi. Pe băieții mei, primul da. Pe plan, da. Că e viața mea, e sufletul meu. Doamne ajută, Nicolae. Hai, vă pup. Să auzim de bine pe viitor. Vă pup. Baftă. Mulțumesc.